V-am regăsit, doamnelor și domnilor. În această seară vorbim despre o relație cu totul și cu totul specială. Una care, pe mulți dintre noi, îi însoțește vrând nevrând până la adânci bătrâneți. În alte cazuri, această relație rămâne și după ce noi ne ducem. E bine, este vorba despre relația cu băncile. Mulți dintre dumneavoastră, pentru a avea o viață mai bună sau îndrumați de anumite nevoi, au apelat la diverse credite. Ei, dacă la început lucrurile păreau frumoase și acel dosar plin cu acte nu părea o povară, cu timpul lucrurile s-au schimbat și parcă de la lună la lună, la an la an, faptul că tot trebuie să returnăm niște bani este foarte, foarte greu. Și mai ales când, din partea cealaltă, ne trezim și cu niște comisioane peste noapte și cu niște dobânzi de care habar n-aveam, iar când mergem la bănci, depistăm de fapt că ele erau trecute în acele clauze minuscule pe care de multe ori trebuie să folosim lupa pentru a le citi. Ei bine, despre această relație specială, dacă putem să divorțăm sau nu, dacă putem să o ducem în mod liniștit până la adânci bătrâneți, așa cum spuneam, o să discutăm în seara aceasta cu invitații pe care i-am. Este vorba despre domnul Dragoș Drăgănescu, comisar superior în cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor de aici din Prahova. Bună seara, bine ați venit! Și cu Daniel Gașpar, avocat în cadrul Baroului Prahova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cum este, domnul Drăgănescu, această relație? Sunt mulți care vor să divorțeze și vin la dumneavoastră. Din păcate, că pot spune din păcate având în vedere situația, au fost foarte mulți chiar care au apelat la instituția noastră în speranța de a-și rezolva problemele pe care le au cu diferite instituții financiare. În general, băncile sunt de vină. Dacă se ajunge la dumneavoastră, se ajunge pentru că un client vrea să depună o reclamație. Niciodată băncile nu pot veni la OPC, așa cum știm cu toții, la Protecția Consumatorilor. Instituția noastră apără doar interesele consumatorilor persoane fizice. Vom discuta care sunt principalele motive pentru care apelează oamenii la dumneavoastră, care sunt principalele reclamații și, de asemenea, cum gestionați toată această problemă. Ei bine, vom afla și de la domnul avocat, dar vom discuta, bineînțeles, și din partea cealaltă și cu băncile, atunci când au de-a face cu rău platnici, pentru că presupun că sunt și astfel de situații, când sunt puși în mișcare recuperatorii. Ei, și ce se întâmplă la fel atunci când avem de-a face cu o serie de clauze pe care noi le considerăm abuzive? Dar aș vrea să începem cu începutul. Aș vrea să începem cu aceste comisioane, pentru că tot s-a făcut mare tam-tam de la o vreme încoace. Omul, după ce și-a încheiat acest contract cu banca, s-a trezit că are de plătit mai mult decât stipula în contractul inițial. Care sunt principalele reclamații pe care le primiți dumneavoastră și care sunt principalele comisioane care sunt menționate? Ar trebui să fac o precizare. Din experiența de până acum, bazată pe reclamațiile care au fost depuse în ultimii ani la comisariat la noi, vă pot spune că marea problemă o reprezintă contractele de credit încheiate înainte de 2010. Ce reprezintă acest 2010? Pentru cei care nu știu, atunci a apărut ordonanța de guvern 50 din anul respectiv, care aducea foarte multe noutăți în ceea ce privește condițiile de creditare pentru persoane fizice. Această ordonanță a fost promulgată prin legea 288 din 2010 spre finalul anului, dar prevederile acestei ordonanțe au avut, din punctul meu de vedere, a avut ca efect o înmulțire exponențială a numărului de reclamații și a problematicii din domeniul ăsta. Deci asta
asta vreau să precizez. Cred că peste 90% dintre reclamațiile care vizează părțile din contract referitoare la posibile clauze abuzive sau comisioane sau altceva de genul ăsta, vizează contracte care erau în derulare la momentul apariției acestei ordonanțe, deci contracte mai vechi de 2010. Ulterior, mare parte dintre instituțiile bancare s-au aliniat acestei noi legislații și problemele sunt relativ mai puține decât în trecut. La fel se pune problema faptului că toate acele clauze sunt scrise cu caractere minuscule. Deși sunt niște condiții pe care noi, în postura de clienți, trebuie să le îndeplinim. Pentru că în momentul în care mergem să cerem socoteală, ni se spune, păi știți, ia uitați-vă în rândul 5 din pagina 7, aliniatul nu știu care. Pot să fac o precizare și mă repet oarecum. În această nouă lege apărută, ordonanța 50 din 2010, printre multe alte aspecte, s-au reglementat inclusiv modalitățile prin care contractele trebuie redactate, adică să fie foarte lizibile. Să vă dau un exemplu, și inclusiv tipul și mărimea fontului folosit, literelor folosite în tipărire, adică nu trebuie să fie mai mici de 12 și să se folosească un anumit font. Deci este specificat clar în lege. Problemele pe care le-ați spus, repet, sunt în contracte încheiate înainte de 2010. Pot să precizez faptul că în momentul ăsta, dacă cineva se duce să facă un credit, are mult mai multe soluții de a se proteja înainte de încheierea contractului. Poate mai târziu o să discutăm sau când doriți în emisiune. Deci aspectul ăla legat de lizibilitatea unui contract, sunt clar contracte încheiate din 2010. Sunt contracte mai vechi, dar multe dintre ele sunt încă în derulare. Care își produc efectele, din păcate. Da. De asemenea, vreau să vorbim și despre dobânzi. Pentru că, inițial, oamenii au plecat la fel, cu niște dobânzi la drum și, ulterior, s-au trezit că ele le-au fost recalculate. Asta ar fi un aspect pe care aș vrea să-l discutăm și aș vrea să aducem în calcul și o altă problemă, cum a fost cea a francului elvețian. La fel, foarte mulți oameni au apelat la instanță pentru aș putea plăti datoriile, dar să le plătească la nivelul la care au încheiat creditul la momentul respectiv. Iar aici o să rog și pe domnul avocat să vă completeze în legătură cu toate dosarele care au venit în acest sens. Dar aș vrea să începem cu acele dobânzi. Am încheiat cu anumită dobândă, mă trezesc cu totul. Da, era foarte important ca atunci când se semna contractul să se citească foarte bine, fiindcă acolo trebuia, și în general s-a întâmplat chestia asta, să se menționeze ce fel de dobândă s-a practicat, adică dacă este o dobândă fixă și atunci lucrurile erau relativ simple, sau dacă este o dobândă variabilă, cum au ales majoritatea, fiindcă graficul ăla de rambursare anticipată, mai ales dacă era pe câțiva ani, părea mai avantajos dacă era o dobândă variabilă, dar atenție, graficul inițial se refera la o dobândă variabilă de la momentul ăla. De aici spune variabilă, ea putea să fluctueze în sus sau în minus. Și încă ceva de precizat, și nu exista, de-aia m-am și referit pentru contractele înainte de 2010, dar care sunt multe încă în derulare. Nu exista o transparență a băncilor ceea ce privește modul de calcul a ratei dobânzii, adică pe lângă dobândă celelalte costuri pe care le-ai de administrare, de multe altele. Și între timp această legislație a reglementat și această situație, dar repet, sunt niște tare vechi care sunt... N-a reglementat-o și pe cea privind valuta, creditele făcute într-o monedă de circulație internațională, cum a fost și cazul creditelor în franci. Da, într-adevăr, nu există la acest moment nicio prevedere legală care să oblige o bancă să accepte o modificare a monedei în care a fost încheiat contractul. Singura șansă, dacă pot numi așa, la acest moment, ar fi ca fiecare persoană să încerce direct în instanță o astfel de acțiune. Deci, cel puțin din punct de vedere al instituției noastre, strict pe această speță a posibilității modificării monedei dintr-un credit, cum a fost cazul francului elvețian, din păcate nu putem face noi nimic.
Domnul avocat, vreau de asemenea să discutăm dosarele legate de aceste clauze abusive și de dobânzile care au apărut peste noapte și de asemenea despre situația clienților care au creditul în altă monedă decât lei. În astfel de cazuri, atunci când se semna contractul, dacă până în 2010 puteau fi inserate aceste clauze abuzive scrise mai mic, după anul 2010, cum a spus și colegul de platou, nu se mai poate face acest lucru pentru că sunt atent verificate și orice reclamație după 2010 la protecția consumatorului și în respectarea acestei ordonanțe de guvern trebuie să aplicate măsuri drastice acelei bănci. Dar, după cum spuneam, clauzele însușite la semnarea contractului în legătură cu anumite comisioane de administrare, de risc sau de diferite forme care acel client când a încheiat contractul, de obicei în scadențarul care îl are, sunt prevăzute și acele dobânzi, penalizări pentru rată și comisioanele care va trebui să le achite. Odată ce el și-a însușit acel comision și acele dobânzi că trebuie să le plătească, instanțe de judecată au foarte greu posibilitatea de a anula o clauză care este considerată abuzivă. Bineînțeles, mediatizarea acestor contracte nu a făcut decât ca toți cei care au credite la bănci să încerce printr-un avocat sau printr-un cabinet de avocatură să anuleze unele clauze abuzive. Și apoi șansele de reușită, nu vreau să dezamăgesc, dar sunt, după un studiu făcut, aproximativ 10% din dosarele depuse în instanță au câștig de cauză. Pentru că de fiecare dată banca, bineînțeles că are în spate juriștii care pregătesc astfel de clauze, notifică persoana care are acel credit. Și notificarea se face prin semnarea unui act adițional la contractul inițial de credit. Ori avem situații în care, după ce un client nu-și mai plătește ratele, atunci el înțelege să facă și el ceva împotriva băncii și caută un motiv la acel contract. Vă spun realitatea care există. Sunt cazuri în care băncile chiar te invită la o negociere și spune, uite, putem transforma acest comision de risc într-un comision de administrare sau îl putem elimina și le prezintă un favor, pentru că mediatizându-se foarte mult acest lucru, nu vor nici ei să fie chemați în judecată. Chiar dacă nu există câștig de cauză din partea clientului, orice proces cu o bancă nu face decât ca acea bancă să-și piardă din imaginea creată în acea țară. Bun, aici o să vă întrerup un pic, pentru că imediat cum am prezentat, m-am primit și câteva situații concrete de la persoane care s-au confruntat cu ceea ce spuneați dumneavoastră. Spuneau la fel că au existat perioade în care au acumulat datorii. Au mers către bănci pentru a le propune o soluționare de reeșalonare a acestor datorii, dat fiind că treceau persoanele respective, familia respectivă, trecea printr-o perioadă destul de urâtă, unul dintre membrii era șomer, celălalt era în concediu de creștere copil, automat veniturile erau undeva la o treime din cât fusese înainte. Banca respectivă nici n-a vrut să audă. Cei în cauză n-au mai putut plăti, iar după o perioadă de un an și jumătate, în care s-au acumulat datorii peste datorii, creditul automat a devenit scadent în totalitate. A fost majorat, au ajuns undeva să fie de vreo 3 ori mai mare decât era la momentul în care au început să fie acumulate datoriile. Banca atunci i-a invitat pe cei doi soți la negociere și povesteau că le-au fost practic propuse exact situațiile pe care cei doi le propuseseră băncii cu un an și jumătate înainte. Da, un singur sfat vreau să dau și foarte bine că avem un astfel de caz. Îmi sfătuiesc clienții mei, persoana care i-am, dar și toți cei care au posibilitatea să urmărească această emisiune, orice cerere făcută la o instituție trebuie făcută în scris cu număr de înregistrare. Pentru că acea propunere care a făcut-o clientul băncii, la un moment dat, că nu mai are posibilitatea, dacă avea număr de înregistrare, avea câștig de cauză în eventualitatea unui proces în instanță sau în eventualitatea unei executări silite. Pentru că asta face banca, declară creditul scadent în totalitate și începe să execute bunurile pe care le ai. Ori dacă el avea o propunere din partea lui către bancă,
în formă scrisă, iar banca nu i-ar fi răspuns la solicitare, atunci avea toată șansa în instanță ca acel contract să revină la forma anterioară și să se poată plăti ratele. Am avut foarte multe cazuri și tot la fel aș vrea să spun acest lucru, că acea negociere sau acea cerință trebuie făcută la un nivel înalt. Nu poate funcționarul băncii, chiar nici reprezentantul din orașul acela, să ia decizia în ceea ce privește eșalonarea acelui credit. Trebuie făcută la sucursală, cum un credit este aprobat într-o săptămână și există o comisie care aprobă acest credit analizând, la fel se face și atunci când se cere reeșalonarea. Ori am avut multe situații în care clientul îmi spunea, domnule, am fost la bancă și banca nu a vrut. Sau am fost la bancă și banca mi-a spus, nu e nicio problemă, mai poți întârzia cu rata. Este un simplu funcționar, cel de la bancă, care are rolul de casier sau consultant și el nu știe cum va funcționa sistemul în cazul în care întârzie rata, în cazul în care banca ar fi de acord să eșaloneze. Și atunci sfatul meu și ce reușim, pentru că clienții dacă apelează la un avocat, bineînțeles că noi știm demersurile care trebuie făcute, facem adrese oficiale către Unitatea Centrală a Băncii și ei sunt obligați să ne răspundă în scris și 90% din cazuri, este un procent foarte ridicat, ne invită la o conciliere, ne invită la o propunere a unor soluții, dar nu ieșim ce în pierdere, dar nici clientul, pentru că, v-am spus, orice proces împotriva unei bănci în instanță nu face decât ca acea bancă să-și piardă din credibilitate și nu va mai apela nimeni să ia credit. Sunt niște bănci care chiar au fost fuzionate pentru că au avut astfel de probleme, au dat credite în stânga și în dreapta cu buletinul sau fără alte acte care să dovedească veniturile și atunci au intrat în faliment. Au intrat în faliment, au fost absorbite de către alte bănci care au avut reguli mult mai stricte, dar totodată au avut clemență pentru clienții care nu plăteau ratele. O precizare importantă apropo de cazul pe care l-ați prezentat. Este important ca cei care întâmpină dificultăți financiare în achitarea credilor să nu aștepte să se înregistreze un număr de zile sau chiar luni de întârziere a ratei, fiindcă în legislația pe domeniul bancar se menționează în mod clar că banca este obligată să ia în considerare orice solicitare de restructurare sau de eșalonare a creditului a unei persoane atâta timp cât persoana respectivă face dovada faptului că i-au fost diminuate veniturile, dar și că nu este răuplatnic. Și atunci degeaba întârzie 3 luni, să spun, cu rata acumulează de datorii, că atunci, pe bună dreptate, într-un fel, banca se prevalează de prevederea legală care spune că nu e obligată să-i acorde această restructurare. Deci, orice persoană, așa, este sfatul meu, atunci când simte, când este un caz de șomaj sau de scădere drastică a venitului, se adresează imediat cu documentele respective băncii pentru a găsi o soluție și, dacă este refuzat, tot la fel cum a spus domnul avocat, în scris trebuie să facă chestia asta, pe această speță se poate adresa instituției noastre, dar, din păcate, dacă vine după 3 luni și spune, sunt foarte multe cazuri, din păcate, în asta acest vreau fel. Să completez și eu, exact, foarte bine punctat, fiind o emisiune informativă, sper ca cei care ne urmăresc să înțeleagă un singur lucru. Dacă ei constată o clauză abuzivă sau constată într-un fel un comision schimbat, fac greșeala, cea mai des întâlnită, de a nu mai plăti. Ei își fac singur dreptate, spun, nu mai plătesc rata, ce poate să-mi facă banca? Și exact ce spunea colegul meu de platou, nu face decât să adune zile de întârziere, zile care sunt obligatorii să fie de bancă luate și transmise către biroul de credite. Și atunci nu mai are nicio posibilitate să revină într-o formă mult mai convenabilă pentru el. Pentru că de asta se și folosesc băncile, pentru că tu nu ai nicio posibilitate să te duci să negociezi cu banca, să schimbe vreo clauză sau să faci o eșalonare atâta timp cât tu nu ți-ai îndeplinit obligațiile. Cere ca banca să-și îndeplinească obligațiile, eventual să-ți ofere niște drepturi în plus, dacă și tu îți îndeplinești obligațiile. Vin clienți după un an de zile după ce nu am mai plătit ratele la bancă și spun, domnule, hai să dăm în judecată banca ca o comisioane abuzive, am văzut-o la televizor. Nu mai există nicio șansă. Deja dosarul e spre executor înaintat, deja acel bun e scos la licitație și este foarte greu în acel moment, după ce s-au făcut cheltuieli suplimentare, să se întoarcă situația în avantajul lui. Și atunci sfatul meu este, îndeplinește-ți obligația către bancă, iar noi ca avocat și, bineînțeles, justiția din România, care ține, să spunem într-un fel sau altul, cu dreptatea, adică dacă se constată o clauză că într-adevăr este abuzivă, judecătorul, având în vedere și ordonanța din 2010, va face dreptate în acest dosar. Și tu vei avea de câștigat. Dar încă o dată vă spun...
La fel, probleme au întâmpinat clienții atunci când au mers să renegocieze pentru creditele în franci elvețieni. Aici au fost mediatizate intens cazurile, oamenii au venit la fel cu situații concrete, nici măcar nu au fost băgați în seamă. Unii au înțeles să acționeze în judecată, alții încă mai speră să obțină clemență din partea băncilor. Alții, în schimb, s-au trezit în imposibilitatea de a-și mai achita creditele, care în unele situații sunt poate și de 3 ori mai mari. Din păcate, da. Da, și astfel s-au trezit cu bunurile pentru care au luat niște bani, s-au trezit că sunt executate sau în acest proces de executare. În această situație, ce facem? Am citit foarte multe contracte cu franci elvețieni și am observat că banca oricum și-a luat măsuri de precauție. Era stipulat clar, în cazul denominării monedei, ei au posibilitatea să convertească creditul la moneda națională, dar cel care a semnat contractul putea să ceară și viceversa, adică dacă se nominează în defavoarea clientului să facă același lucru. Și atunci cele care sunt spre reușită sunt cele care banca a vrut printr-o clauză șmechereasă, că să spunem într-un fel sau altul, să păcălească clientul. Acea clauză e împotriva băncii acum. Pentru că dacă ea și-a rezervat dreptul de a putea face conversia creditului, atunci instanța de judecată va spune în felul următor. Are și clientul dreptul, chiar dacă nu s-a stipulat, să se facă conversia în moneda națională. Și tot ce vedem mediatizat și ce hotărâri sunt în franci elvețieni sunt acele contracte în care banca a încercat la maxim să păcălească clientul și tot ea a rămas acum în dezavantaj. În celelalte contracte în care nu se vorbește despre denominalizarea monedei sau de conversia creditului, rămâne la liberul arbitru cum apreciază judecătorul și cum consideră în funcție de cazul prezentat. Pentru că avem oameni care într-adevăr li s-au diminuat veniturile, avem oameni care nu mai lucrează deloc și nu mai au de unde să plătească și atunci creșterea aceasta nu îi pune decât în imposibilitatea de a mai plăti măcar o mică sumă, chiar dacă se înșalonează creditul. Avem persoane care mi-au spus, chiar dacă mi-e înșalonează creditul, eu nu mai am de unde să plătesc, că nu mai am niciun venit. Faceți ceva. Nu este nimic de făcut. Se va vinde imobilul, bineînțeles că imobilul nu se vinde cu suma restantă la bancă, pentru că dobânzile, penalizările sunt mult mai mari și atunci ne vedem în situația în care îi scoate licitație bunul, îl vinde și tot rămâne dator cu aproape aceeași sumă. Vom discuta un pic mai târziu și despre procedura aceasta de executare, pentru că sunt cazuri în care sunt scoase la licitație imobile sau mașini sau alte bunuri, dar totul se face într-o procedură care este aproape secretă. Se învârte într-un lanț unde masa mare a oamenilor care poate sunt în căutare de așa ceva nu prea au acces. Se pun niște afișe undeva într-un birou unde tu nu te duci și automat ți este foarte greu să afli informațiile respective. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să mergem către un alt punct și aș vrea să vorbim un pic despre somații. Pentru că la fel, inclusiv eu am avut de-a face cu telefoane din partea operatorilor de la call center care mă informau că nu știu ce prieten de-al meu nu și-a achitat creditul și m-a sunat pe mine pentru că eram acolo trecută sau a văzut că eram, nu știu cum a făcut legătura. La fel, am auzit tot felul de discuții cum că în momentul în care o persoană uită sau nu poate să-și achite o rată, încep să le fie sunate rudele. Cât de îndreptățiți sunt acești oameni ca să facă astfel de lucruri? Să îmi dea mie telefon, să-i dea mamei mele, să dea prietenului sau știu eu mai departe? Răspunsul este clar, nu. Nu sunt îndreptățiți. Din păcate, există, mai fac o precizare, aproape sigur, nu știu exact cazul, sau aproape sigur, aceste telefoane nu sunt date, cred că domnul avocat poate să confirme, de către reprezentanții băncii. Băncile au serviciile astea externalizate, sunt diferite firme așezate de recuperare, sunt credite cesionate, depinde de la caz la caz, iar din păcate legislația la acest moment prezintă un vid pe acest domeniu, adică nu reglementează, nu există o reglementare clară a funcționării acestor instituții de recuperare, să le spun așa. Și atunci, din păcate, un astfel de abuz nu poate fi, împotriva unui astfel de abuz, eu îl consider un abuz, nu se poate face la acest moment decât o plângere în instanță. Am auzit cazuri, exact cum ați spus și dumneavoastră, sunt sunați, și nu numai pentru servicii bancare. Da, da. Adică pentru am auzit unei facturi, sau? O chestie care m-a surprins, adică pentru o factură de telefon mobil, o sumă de câteva zeci de lei, da, să sune vecinul, ceea ce mi se pare un abuz. În schimb, toate firmele astea, cred că majoritatea,
au sediu în București, cred. Da, la subsolul lor unor blocuri, pentru că am vrut să mă întâlnesc personal să discut problema și nu au putut să-mi indice un sediu pentru a ne întâlni. Și eu am spus, probabil că aveți sediu într-un subsol, probabil că nu aveți o autorizație de funcționare, pentru că ați fi obligat să purtăm o discuție în ceea ce privește debitul. Dar exact cum spunea colegul de platou, sunt surprins să aflu că toate instituțiile bancare, care în continuare dau credite, au încheiat aceste contracte cu firme de recuperări și aceste firme de recuperări intră, să spunem, în acțiune, chiar dacă nu s-a trecut la executare sau chiar dacă nu există o perioadă prea mare de întârziere. Am cea scuze că vă întrerup. Vreau să fac o preie importantă. În primul rând, banca este obligată să informeze clientul atunci când cesionează creditul acestuia către o altă firmă. Adică sunt multe situațiile în care o persoană află cu surprindere că l-a căutat, nu vreau să dau niciun nume de firmă din asta. Sunt vreo trei, le știu pe de rost. Sunt, da, sunt cunoscute. Nu le amintim, nu le amintim, dacă ar trebui, dar neștiind de unde vine, mai ales dacă a avut mai multe credite, neștiind de unde vine problema. Deci, odată banca trebuie să-l informeze înainte pe client că dacă nu-și rezolvă problema, creditul lui urmează a fi cesionat și, iar foarte important, aceste firme nu pot face executare silită, nu? Normal că nu pot face, deci, doar executorul e cel care va face. Ce presiuni fac și ce amenințări fac, nu, ei nu pot face executare silită. Sunt niște recuperatori antrenați foarte bine, sunt probabil duși la cursuri speciale și problema e că sună și la ore târzii, la ora 18, ora 20, amenință clienții care au contract în desfășurare, speria să duc la bancă, domnule, ce ne-a sunat? Păi știți, noi colaborăm cu o firmă de recuperări și în cazul în care avem vreo întârziere, dar nu este legal. Plângerea penală se poate face pe hărțuire și chiar pe șantaj în instanță, pentru că e un fel de șantaj. Dacă nu mergi, dăm dosarul. Într-adevăr, ei au dreptul să facă lucrul ăsta, dar nu au contract cu ei. Contractul este cu banca și banca poate să facă acest lucru. Și colegul meu a punctat foarte bine faptul că orice schimbare trebuie făcută prin notificare. Notificare care să aibă dovada de confirmare că eu am primit-o și știu despre ce este vorba. Pentru că în multe cazuri poate să sune orice necunoscut și de asta se și permite în România să se desfășoare infracțiunile prin telefon. Metoda accidentul, metoda încarcă telefonul, metoda diferite companii de telefoane că trebuie să faci nu știu ce lucruri. Pentru că este permisivă posibilitatea asta de a angaja cămătarii, recuperatorii, scuzați-mă că tot din punctul meu de vedere, se ajunge câteodată la un fel de cămătărie care în sfârșit în România este pedepsită în 2011, dar dacă ești instituție bancară, nu. Și atunci acești recuperatori ajung să te amenințe și nu vor să stea față în față cu tine să discute, pentru că nu am putut să iau legătura nici cu banca, reprezentantul băncii, care îmi spune, nu știu, domnule, am vorbit cu o firmă de recuperatori, ei se ocupă acum. Dar nu exista nicio dispoziție legală, nu exista niciun document care să justifice ce spunea acel funcționar. Și atunci am ajuns iarăși la situația care am prezentat-o adineaur, trebuie să mergi la unitatea centrală care privește altfel lucrurile. Sunt oameni instruiți, sunt oameni chiar aduși din afară, care instruiesc oamenii de aici de la noi și ei văd altfel problemele. Încă un lucru. Clientului în momentul în care merge să facă un credit, nu îi se expun și aceste lucruri. Faptul că dacă nu vei fi corect, nu vei reuși să plătești, dacă se va ajunge în acest moment, va intra în acțiune o firmă de recuperare. Iar tu de atunci trebuie să acționezi așa și așa, astfel încât să nu există probleme. Am văzut o clauză acum și era chiar îngroșată, scrisă aproape jumătate de pagină la o bancă care probabil este cu capital românesc și spune că banca își rezervă dreptul prin propriile forțe să recupereze bunurile care sunt puse garanție. Din punctul meu de vedere, acea clauză m-a speriat pe mine ca avocat, dar apoi pe client care se gândește că prin propriile forțe. Peste puțin nu suntem un stat de drept în care organele de executare trebuie să-și facă treaba. Deci era o amenințare clară. În cazul în care nu plătește, vine și ia bunul sau nu știu ce. Sunt niște lucruri abuzive care trebuiau reclamate încă din momentul semnării contractului de credit. Pentru că astfel de situații, prin astfel de situații se vrea să prevadă ceea ce se întâmplă cu acei recuperatori. Și de fapt ei au într-un fel sau altul gândit planul. Omul trebuie să aducă la cunoștință că prin forțe proprii și atunci să nu fie surprins când îl sună nu știu ce camătar, ce recuperator, scuzați. Da. Mai există însă o situație, în momentul în care creditul ajunge pe mâna acestor recuperatori, la fel am văzut că sunt adăugate tot felul de dobânzi. Discutând cu aceeași familie care a expus și cazul respectiv în care s-a confruntat cu refuzul băncii de a coopera pe baza de reeșalonare, spuneau că inevitabil au ajuns să lucreze cu ghilimelele de rigoare și cu recuperatorii. Și s-au trezit
că aveau de achitat niște sume exorbitante, numai că sumele astea nu erau aceleași de la lună la alta, ci dacă erau sărbătorile, spre exemplu, sumele erau mai mici. Și venea acolo precizarea și spuneau, cu ocazia sărbătorilor, firma noastră vă dă ocazia să plătiți creditul în varianta aceasta, fără să vă mai percepem penalizările respective. Dacă nu îl veți achita, o să vă treziți luna viitoare cu el triplat sau de 4-5 ori mai mare. Cum trebuie să fie? Bun, vreau să plătesc, poate reușesc să plătesc recuperatorilor. Cât și cum trebuie să achit? Repet, eu, aceste firme de recuperare nu pot face executare silită. Deci, mă refer la executare silită legal. Da, nu există. Legi. Da, nu se poate. În România executor atât. Deci, din câte știu, și nu cred că greșesc, multe dintre aceste firme o să observați că au un istoric cu același potențial cât e destul de lung. Adică îl pun presiunea asupra lui pe perioade lungi, de câțiva ani, în care tot îi dau ultimatumuri, omul, să zic, dacă nu-i bag în seamă, tot îi dau ultimatumuri, nu se întâmplă nimic. Cred că și ei sunt conștienți că la un moment dat în instanță au ceva probleme. Deci, cred că domnul avocat poate da sfaturi mai clare pe aceste spețe, fiindcă, repet, legal nu este reglementată funcționarea acestor... Da, dar trebuie să-i lăsăm în suspans un pic pe telespectatori pe durata pauzei de publicitate. Revenim în câteva minute. Rămâneți alături de noi pentru că avem informații foarte importante. O să discutăm de asemenea și despre alte cazuri concrete cu care s-au confruntat unii dintre clienți în această relație cu băncile. Rămâneți cu noi! Am revenit și vorbim despre recuperatorii, cei care intră în acțiune atunci când noi nu mai putem să ne plătim creditele, iar băncile dau suma pe care o au de recuperat pe mâna altor persoane. Ei bine, cât de legali sunt și vorbeam noi înainte despre acele dobânzi pe care înțeleg acești recuperatori să le adauge. Uneori sunt mai mici, alteori dacă beneficiem de o sărbătoare anume ne fac niște cadouri așa și ne oferă și reduceri. Da, trebuie să explic mai întâi că întotdeauna când se ia un credit de la o bancă, în primii ani se plătește dobânda. Și avem situații în care, după ce ajungem la executare sau după ce nu se mai plătesc ratele, vine clientul și spune, dom'le, am de plătit mai mult decât am luat. Ori dacă se ia 10.000 de euro, să spunem, la suma aceea, în 30 de ani cât are de plătit, probabil că este dublu. Și atunci mai întâi ei își iau partea lor, cealaltă parte, 10.000 de euro, care reprezintă dobânda, iar debitul inițial rămâne tot timpul. Ori dacă plătește 10 ani, îi rămân toți aia 10.000 care i-a luat, plus încă jumătate, să spunem, din dobânda care o avea de plătit la bancă. Și atunci banca, când face tranzacția de vindere a creanței, ne referim la o tranzacție legală în care clientul este notificat, îi se aduce la cunoștință despre acest lucru, urmează să fie executat pe creditul inițial și dobânda cât a mai rămas, respectiv de 15.000 de euro, la exemplu care l-am dat. Și atunci aceste firme de recuperări fac negocieri cu banca și bineînțeles că banca, fiind mulțumită că și-a luat jumătate din banii care i-a dat clientului, se ajunge să vândă o astfel de creanță pe 50% din creditul inițial, adică 5.000 de euro. Iar acea firmă de recuperare te amenință că trebuie să plătești 15.000 de euro. Și de aici vine acel fluturaș în poștă prin care spune, astăzi e ziua ta, ai reducere 25% sau sunt sărbătorile și ai 30%. Pentru că își permit de la 15.000 de euro cât era inițial, el cumpărând cu 5.000, să obțină măcar 10.000. Și atunci trebuie negociat. Negocierea, bineînțeles că nu se va face direct cu acel client. Trebuie să apeleze la o firmă de consultanță juridică, la un cabinet de avocatură, care reușește acest lucru. Aș vrea să prezint situații în care noi am reușit, avocații, să negociem. Poate sunt și alte persoane care sunt în cazurile respective, în situațiile respective și exact, și să ajungem la sumele care clientul chiar vrea să le achite, pentru că el consideră, domnule, am luat 10.000, mai plătesc, am plătit 5.000, mai achit 5.000 și am terminat cu banca. Și atunci aceste firme au căzut de acord. Dar să nu cadă într-o capcană, dacă încearcă negocierea fără un cadru juridic, respectiv o adresă emisă de către acea instituție,
și în spatele acelei adrese să vedem contractul de cesionare a creanței, că poate eu nu am vrut să-l primesc. Sunt foarte multe persoane care atunci când rămân cu restanțe la bancă, nu mai primesc corespondența, nu mai vor să comunice cu banca și e foarte posibil ca unele notificări să fie în acele plicuri, că nu te obligă nimeni să ridici plicul, dar banca are obligația să ți-o trimită. Și atunci când verificăm un dosar de executare, verificăm în primul rând dacă acea adresă a fost trimisă către client și s-a întors pe refuz sau pe lipsă proprietar. Și verificând contractul care stă în baza vânzării acelei creanțe, au obligația de a emite înainte de a achita o adresă prin care în acea cunoștință faptul că se stinge orice creanță față de bancă, față de firma de recuperări, dacă achităm acea sumă pe care am negociat-o. Sunt cazuri în care oamenii au căzut în capcană, acei recuperatori de la telefon i-au păcălit, plătiți doar 5.000 și am încheiat totul, încasează acel avans de 5.000 care de fapt le-a acoperit lor creanța și pentru 10.000 se duc în sfârșit pe banii clientului, că un executor să pună în executare un astfel de contract, trebuie să încaseze. Ori aceste firme de apartament care își desfășoară activitatea de a recupera, nu își permit să investească în titlul executorii, în banii care trebuie să dau un executor, să obțină acea creanță. Și atunci tot de la tine ia o parte din bani, plătește executorul, iar executorul te execută pe toată suma finală. Și sunt foarte multe capcane, exact ca înșelăciunile care se fac la telefon, numai că sunt înșelăciuni permisive, permise de lege, pentru că nu există un temei legal prin care poliția să meargă la acea firmă să-i spună de ce ai făcut acest lucru. Pentru că acea persoană, clientul, se află într-o situație, să spunem, rușinoasă, nu a plătit, încearcă într-un fel sau altul să negocieze și nu apelează la poliție să-și apere dreptul. Sunt foarte multe persoane care fac acest lucru. Iar ce vroiam să aduc la cunoștință publicului este faptul că acele notificări și acele telefoane care sunt înregistrate cel mai multe ori nu fac decât să întrerupă termenul prescripției. Știm foarte bine că orice sumă datorată și neachitată în 3 ani de zile, dar neprimind nicio notificare, se prescrie după 3 ani. Ori vânzarea creanței de către bancă, către această firmă, iar această firmă hărțuindu-ne cu scrisori, adrese și telefoane, nu face decât să întrerupă termenul de prescripție, iar de la ultimul telefon dat de către această societate sau de la ultima notificare, mai curg în continuare 3 ani. În speranța că în alți 3 ani vei fi într-un fel sau altul înduplecat sau de teamă să achiți o parte din bani. Și atunci încă o dată spun, încurajez persoanele care au ajuns în această situație să meargă să facă negocieri, dacă nu pot ei, că nu au pregătirea juridică, să apeleze la un avocat care să le apere interesul. Domnul avocat, pe de altă parte sunt și situațiile inverse în care băncile se confruntă cu rău platnici. Asta este situația. Sunt persoane care fie au luat credite cu buletinul, nu au niciun venit, nu au absolut nimic, le este greu să plătească. Sunt persoane care pur și simplu nu vor să plătească, spun să mă execute, pe ce să mă execute, că îmi iau un bun pe care nu l-am. Ce e de făcut în această situație? Ca să nu fim totuși răi, să nu dăm și băncilor ce e a lor. Scuzați, în astfel de situații, banca bineînțeles că poate trece la executarea contractului. Contract care devine scadent în totalitate și începe să execute la bunurile mobile sau imobile. La cât timp se poate face? În funcție de durata prevăzută pe contract. Sunt bănci care au durată de 3 luni, sunt bănci care au durată de 6 luni și chiar au scris acolo că banca va avea posibilitatea fără o notificare, dar nu există acest lucru fără notificare. De fapt, termenul ăsta în care pot declara scadența anticipată, stabilită prin contract, dar oricum, înainte de acea declarare anticipată a scadenței creditului, oricum trebuie cu 30 de zile înainte să notifice clientul. Prin urmare, dacă, de exemplu, a întârziat 2 luni, da, contractul îi permite băncii să rezilieze acest contract, dar trebuie să-l anunțe pe client și să-i spună, ai întârziat, nu știu, 5 zile, 2 luni. Din acest moment, în termen de 30 de zile, dacă nu îți plătești datoriile, poate fi reziliat între contractul și declarat scadent. În cazul în care avem de-a face cu un apartament, spre exemplu, executorul judecătoresc poate ajunge la un compromis, poate face o mediere cu proprietarul, ca proprietarul să-și găsească un cumpărător pentru locuința respectivă, să achite din ceea ce reușește să ia pe apartamentul respectiv, cât are de plată spre bancă și restul să fie, mă rog, al proprietarului care n-a mai reușit să mai plătească, sau executorul trebuie să se ocupe de absolut tot?
Din păcate, nu se întâmplă acest lucru în România, cu toate că este foarte posibil să se întâmple, pentru că avem de-a face cu executori care nu au latură umană. Nu am nimic cu ei personal, dar atâta timp cât sunt și ei oameni, ar putea înțelege că acea persoană are bunăvoință și vrea să rezolve într-un fel sau altul acea situație. Dacă acea persoană nu răspunde la notificări, rămâne în nepăsare față de dosarul de executare, îl înțeleg și dau dreptate. Dar atâta timp cât văd oameni disperați că merg la ușa executorului și solicită clemență, să-i dea posibilitatea să găsească el un client să vândă, să achite, executorul nu înțelege să facă lucrul ăsta pentru că încasează foarte mulți bani de la bancă. Cu cât e suma mai mare, cu atât comisionul lor este mult mai mare și atâta timp cât este certă suma, adică are de unde să execute și să scoată banii, nu-l mai interesează ce poate să facă acel om de la ușa lui. Și din păcate ne confruntăm cu situații în care executorul este ultima persoană care are putere de decizie în viața unui om. Un om care ajunge la ruină pentru că nu mai are servici, nu mai are posibilitatea să plătească ratele și rămâne și chiar fără casă și chiar rămâne pe drumuri. Nu ne mirăm că sunt foarte mulți în această situație, de la persoane fizice până la persoane juridice, care nu au găsit clemență, nu din partea băncii, că banca se spală foarte ușor pe mâini și spune nu mai avem nicio putere noi, am dat dosarul la executor. Și atunci executorul e cel care a fost investit încă prin schimbarea noului cod de procedură civilă, nici măcar să nu mai ceară aprobarea instanței de judecată pentru a porni o executare. Singur își face procesul verbal de executare dacă sunt îndeplinite condițiile legale și pornește executarea. Pune sechestrul asigurator pe bun, îl scoate la licitație, îl notează în cartea funciară. Și oamenii plâng pe la uși, vin la mine și spun să facem plângeri penale împotriva executorului. Nu există o infracțiune în chestia asta. Există doar posibilitatea dată de legiuitor ca executorul să facă ce vrea cu acel bun, atâta timp cât este investit de bancă. Ei bine, revenind acum la ceea ce se întâmplă cu aceste apartamente care sunt scoase la licitație, la fel, știu și de la administratori de bloc faptul că este un circuit foarte bine administrat în care nu prea sunt făcute publice sau atât cât ne-am dori aceste apartamente, case sau mașini care sunt scoase la licitație. Este adevărat, totul se întâmplă în limita legii. Este respectată legea, dar așa cum este dat un apartament, nu știu, pe care noi de bunăvoie vrem să-l vindem, este dat peste tot anunțul, nu la fel se întâmplă cu aceste apartamente. Știm că ele sunt vândute în general pe sume mult mai mici. Da, sunt limitate. Să zicem, e limitat accesul la oferta de vânzare, pentru că aceasta se face pe un site oficial al executorilor judecătorești și, bineînțeles, prin afișare la sediul acelui executor. În holulețul lui veți vedea ce se vinde și, bineînțeles, pe acel site. Să-ți cauți apartamentul, să vezi la ce preț și să te înscrii la propria licitație. Dar este foarte greu, pentru că nu ai cum să te înscrii atâta timp cât nu ai un cont bancar. Un cont bancar activ, pentru că atunci când ești executat, bineînțeles că ai conturile blocate și ar trebui să te duci cu bani în mână să cumperi apartamentul, ori ați văzut, s-au interzis tranzacțiile să se facă în numerar. Și atunci ar trebui să pui altă persoană să-ți cumpere propriul apartament. Și sunt situații, da, într-adevăr, avem de-a face cu vânători de astfel de imobile care urmăresc acest site și urmăresc biroul executorilor și atunci executorul nu face nimic ilegal. El are interes să vândă cât mai repede. Și în cazul în care la prima vânzare nu se oferă un preț, au posibilitatea să reducă, era înainte pe vechiul cod civil, chiar cu 25% din suma evaluată se putea vinde sau prețul cel mai mare. Acum banca a stabilit o ordine în ceea ce privește executarea, nu dă voie să se vândă un bun cu un preț mai puțin decât jumătate din valoarea lui, ca când a fost evaluat. Dacă apartamentul costă 100.000 de euro, banca se poate opune și să nu se vândă sub 50.000 de euro. Dar v-am spus, de la 100.000 de euro cât e evaluat un apartament până la 50.000 prețul la care se vinde, într-adevăr, pot exista într-adevăr niște afaceri imobiliare de care clientul nu știe, pentru că el atunci aleargă să facă rost de bani, într-un fel sau altul să-și achite rata, că el rămâne cu ideea care de a achita rata la bancă. Foarte mulți percep că ei sunt executați și degeaba fac rost măcar de 10, 15, 20% din suma care o are restantă. El trebuie să achite toți banii care i-a luat, plus dobânzile și panzele care sunt duble. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să mai vorbesc despre câteva cazuri concrete. Este situația
situația în care moștenitorii se trezesc cu tot felul de lucruri nedorite lăsate de răposați. Spre exemplu, cu carduri care nu au fost lichidate, iar în momentul în care se duc la o bancă să-și facă un credit sau să opereze orice altă operațiune, se trezesc că au de achitat pentru mama decedată, pentru tatăl decedat, care avea acolo deschis un cont curent. Și chiar dacă nu a avut nicio operațiune, trebuie să-i achite datoriile. Deci, nu este așa decât, adică nu ar trebui să fie așa. Vă spun, da, este, vă spun, da, s-a întâmplat soțului meu. O să completez imediat să vă spun. Da, din propriu. Da, este corect. Nu ar trebui să fie așa decât dacă pe contractul de credit respectiv, fie că a fost card de credit sau ceva, persoanele respective sunt apar ca girant sau coplătitor. Lua pensia pe cardul respectiv. Atât. Și după 3 ani de zile, după 3 ani de când soacra mea a decedat, a fost că avea de încheiat o operațiune, nu o să vă dau numele băncii, că îi facem reclamă, și s-a trezit că trebuie să achite comisiuni de administrare. Nu, nu este corect. Pentru astfel de speță, clar. Da, da, o să-i spun, o să-i dau consultație gratuită astăzi. Mulțumesc! Nu o să percep onorariu. În astfel de situații, ca să scape cât mai repede de această problemă, va trebui să meargă cu un act notarial prin care el spune că renunță la moștenire. Pentru că în lege, în codul civil, este prevăzut destul de clar cum moștenitorii au drepturi și obligații. În cazul în care... De cum să renunțe la moștenire? Păi, asta este. În cazul în care accepti o moștenire de la o persoană, înseamnă că îi accepti atât drepturile cât și obligațiile. Și atunci, neavând un act care să înlăture ceea ce banca crede că a fost moștenitor acele persoane care a decedat, va trebui să achite și datoriile care le are. Pentru că noi ne bucurăm când domnul... Aș vrea să întreb, soluție mai bună. Sunt parțial de acord. De fapt, ce aș vrea să completez, se referă aici la succesiune. La succesiune. Dacă... Adică, după decesul cuiva, urmează o etapă de succesiune. Exact. Dacă, și asta cred că se referă domnul avocat, exact. Când atunci la succesiune se stabilește cine îi moștenește totul, ca să zic, atât activele cât și exact. Pasivele. Și în cazul în care admiți că ai fost moștenitor, trebuie să-ți îndeplinești obligațiile care le avea. În relațiile cu banca, în relațiile cu alte părți, cu alți terți. Ați observat foarte bine că în cazul unei ucideri, să spunem din culpă, în cazul în care nu există un asigurator care să despăgubească, la fel, persoana vătămată se poate îndrepta împotriva succesorilor, pentru că odată ce accepți moștenirea, accepți și obligațiile care le ai. Am avut situații în care a spus, domnule, nu am moștenit nimic de pe urma lui, este o declarație notarială că nu a avut niciun bun, atunci nu am nicio obligație. Pentru că tot la fel vin oameni care sunt speriați, băiatul meu a luat un credit. Dacă eu nu sunt nicăieri și nu am semnat nicăieri, înseamnă că eu răspund? Pentru că el nu mai e în viață, băiatul, să spunem. Și atunci nu, atâta timp când nu ai acceptat nicio moștenire, nu ai nicio obligație. Și atunci, legiuitorul... O secundă, vreau să fac niște precizări, că am avut și noi niște reclamații de genul ăsta. Și noi le-am interpretat pe multe dintre ele acolo unde era cazul, în favoarea petenților. De ce? Au fost cazuri, după cum ați prezentat și exemplul dumneavoastră, în care banca a somat, între ghilimele, respectiva persoană, la o perioadă de foarte mult timp, 3 ani, să zicem, după era prescris, în care nici nu știu, nu, dar nici nu știau respectivii. Și am, în urmarea intervenției noastre, băncile au anunțat aceste, au anulat aceste sume, dar rămâne problema importantă a unor credite destul de valoare însemnată, făcute atunci când se dădea doar cu buletinul, fără coplătitor, fără giranți. Unii membri ai unei familii s-au ascuns de ceilalți, de exemplu, din păcate au decedat și s-a trezit familia respectivă. Ceea ce vreau să spun, că până când nu se face succesiunea, indiferent ce presiune se face din exact. Sau somație din partea băncii, nu se poate executa silit o astfel de... Dar succesiunea se face repede imediat după deces, că fiecare dar se câte ceva. Asta e, când se face în 2 ani, sunt plătite acele taxe suplimentare. Și atunci, pe aceste spețe, recomand să se depună o reclamație la comisariat la noi, fiindcă sunt multe pârghii pe care le putem folosi în acest caz, inclusiv să vedem dacă contractele respective au avut asigurare, exact, ce fel de asigurare de viață, întotdeauna, pe care băncile în caz de să le deces, există o asigurare și atunci asiguratorul plătește imediat creditul, nu se mai ajunge la moștenitor sau în altă parte. Sunt niște abuzuri făcute de bancă pentru a speria acele persoane, neștiind cadrul legal, și se duc repede și plătesc, să termin povestea.
Domnul Drăgănescu, ce trebuie să urmărim în momentul în care mergem la o bancă să luăm un credit? Ce trebuie să luăm în calcul pentru a nu păți ce au pățit mulți? Da, aș putea spune că acum, față de perioada trecută, posibilitățile unui viitor client al unei bănci de a se proteja sunt mult mai mari decât înainte. În primul rând, atunci când vrea să ia un credit, da, eu îl sfătuiesc să mă ducă la mai multe bănci întâi ca să vadă oferta. Da, da, clar. Așa e. Asta trebuie să știe, trebuie să știe că toate informațiile de care el are nevoie este banca obligată să-i le pună la dispoziție pe un draft de contract, adică pe un model de contract. Urmarea discuției pe care o are cu funcționarul băncii, cu operatorul de credite, cam ce ar vrea, îi se oferă un draft de contract pe care el îl poate lua, o simulare a unui contract pe care el îl poate acasă, pe care îl poate citi. Și în funcție de asta să semneze sau nu contractul. În condițiile în care a semnat contractul totuși și ulterior constată că sunt ceva probleme sau nu e mulțumit, are un termen de 14 zile. Deci este foarte important, multă lume nu știe. Un termen de 14 zile de la data semnării contractului, în care, fără un motiv, printr-o înștiințare scrisă, o informare scrisă la bancă, poate renunța la contract, înapoi în banii, bineînțeles, fără plata vreunei despăgubiri, în afară de costurile, dacă cumva a tras ceva bani, costurile aferente perioadei respective. Da. Deci există un termen de 14 zile de la data semnării contractului în care o persoană se poate răzgândi și cu plata unor mici daune care sunt cauzate de perioada de dobândă. Perioada ce dobândă pe banca în perioada foarte puțin, aia, poate, poate denunța contractul. În rest, toate informațiile banca este obligată să îi le dea înainte de semnarea contractului, inclusiv printr-o simulare, repet, cu un grafic de rambursare în funcție de ce sumă ar dori, ce venituri și dobândă și absolut tot. Asta ar trebui să se întâmple. Și probabil să fim însoțiți pe cât se poate și de un avocat. Sau merge contractul și se uite și un avocat. Da, mai ales că există acest termen ulterior. Cel puțin în momentul în care primim somații sau încercăm să reeșalonăm plata datoriilor, este bine să avem alături de noi și un avocat. Ar mai fi multe de discutat pentru că problemele sunt multiple. Spre exemplu, nu am reușit să vorbim despre creditul prima casă și despre faptul că sunt situații în care persoane care s-au abonat la acest credit riscă să piardă acea primă, pentru că la fel băncile nu au înțeles să se miște pe cât de repede prevede legea. Ei bine, nu mai avem timp în această seară, vom discuta într-o ediție viitoare. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine seară, tot de la 18:30 și tot aici la VPTV. Rămâneți până atunci cu programele noastre.